Apțipildurile de pe mașina voastră trădează mult mai multe informații decât credeți. Acel apțipild personalizat pe care l-ați făcut cu câinele vostru ar putea arăta hoților că sunteți destul de pasionat de activități în aer liber și că vă place să petreceți mult timp departe de casă sau de mașină, lăsându-le expuse, sau că aveți suficiente fonduri pentru a cumpăra un câine de rasă destul de scump. Faptul că aveți un apțipild pe care scrie că există un copil la bord s-ar putea traduce prin: atenția mi-e ușor de distras și am mereu mâinile ocupate, este foarte ușor să-mi furi mașina. Apțipildurile pe care le aduceți din vacanță și pe care le puneți pe mașină arată de asemenea că s-ar putea să fiți plecați pentru câteva luni la rând sau că vă place să călătoriți pe distanțe lungi. Dacă sunteți mândru de activitățile familiei voastre, nu folosiți apțipilduri pentru a arăta acest lucru. Asta ar putea atrage atenția unor persoane nedorite și le-ar putea oferi informații inutile, cum ar fi numele facultății sau locul unde vă place să jucați golf. Același lucru este valabil și dacă faceți parte dintr-o anumită profesie. Hoții pot presupune cu ușurință câte obiecte de valoare pot găsi în mașina voastră, în funcție de suma de bani pe care presupun că o câștigați. Apțipildurile de parcare pot arăta chiar și unde lucrați sau locuiți, ceea ce este un lucru pe care nu ar trebui să-l împărtășiți niciodată cu străinii. Cu cât mașina voastră e mai personalizată, cu atât mai mult veți fi ținut minte. Nu este întotdeauna un lucru rău, dar dacă vreodată jigniți pe cineva în trafic, acesta va fi mai înclinat să vă raporteze autorităților dacă aveți o plăcuță de înmatriculare personalizată, o culoare ciudată pe mașină sau o mulțime de apțipilduri. Dacă nu intenționați să vă păstrați mașina pentru totdeauna, ar trebui să vă gândiți cum va fi înainte de a o vinde. O mulțime de apțipilduri pe o mașină poate îndepărta cumpărătorii. Ca să nu mai spunem că este o adevărată bătaie de cap să îndepărtați aceste apțipilduri, deoarece lasă în urmă o mulțime de reziduri lipicioase. De asemenea, acestea pot deteriora stratul de vopsea al mașinii. Cu toate acestea, un apțipild care poate ține hoții la distanță este cel care sugerează că aveți o alarmă sau un sistem de urmărire instalat în mașină. Nu ar trebui să păstrați niciodată electronice în mașină pentru perioade mai lungi de timp. În primul rând, acestea pot atrage atenția nedorită a infractorilor. Ca să nu mai vorbim de faptul că lăsarea telefonului sau încărcătorului la temperaturi extreme le poate deteriora permanent. Faptul că folosiți cremă de protecție solară în fiecare zi este cu adevărat lăudabil. Dar amintiți-vă să nu vă uitați sticla în mașină. Lăsarea cremei de protecție solară expusă la soare poate reduce efectele acesteia, deoarece supraîncălzirea face ca substanțele chimice să se dezactiveze. Specialiștii recomandă ca crema de protecție solară să fie depozitată la temperaturi sub 25 de grade Celsius. Ar trebui să vă păstrați și ochelarii pe care îi folosiți la condus departe de lumina directă a soarelui. Asigurați-vă că îi puneți în torpedou sau că îi luați cu voi atunci când ieșiți din mașină. Expunerea la lumina directă a soarelui poate deteriora lentilele și rama din plastic sau metal. Dacă ați cumpărat vreodată fixativ pentru păr, vopsea, spray sau deodorant, probabil ați observat că toate aceste cutii au imprimate pe ele recomandări privind temperatura de depozitare. De aceea, nu trebuie să le lăsați niciodată expuse la temperaturi extreme în mașină. Aceste flacoane se pot dilata rapid și pot exploda, ca să nu mai vorbim de faptul că conținutul lor poate fi foarte inflamabil. Încercați să nu lăsați nicio sticlă de apă din plastic în mașină. Dacă ați stat la căldură, ați putea ajunge să consumați substanțe nocive, cum ar fi BPA, un compus chimic folosit la fabricarea diferitelor tipuri de plastic. Acestea se pot transfera din plastic în apă după un anumit timp. Este motivul pentru care apa îmbuteliată are chiar și o dată de expirare pe ea. Nu e vorba că apa poate expira, ci arată data până la care apa poate fi consumată în siguranță, ferită de substanțele chimice din plastic. Mai mult, o sticlă de apă lăsată pe bancheta mașinii, în lumina directă a soarelui, poate acționa ca o lupă pentru razele solare și poate deveni inflamabilă. Dacă doriți să vă asigurați că alimentele pe care le consumați sunt sigure, nu le lăsați niciodată la temperaturi extreme. Ori de câte ori trebuie să cumpărați produse alimentare perisabile, lăsați-le la temperaturi peste 4 grade Celsius pentru cel mult 2 ore, sau doar o oră când temperatura este peste 32 de grade Celsius. Cel mai bine ar fi să cumpărați carnea sau lactatele ultimele de pe lista de cumpărături. Astfel veți ajunge mai repede acasă și le veți depozita rapid în frigider. Chiar și în sezonul rece, nu trebuie să lăsați niciodată băuturile nesupravegheate în mașină. Apa, sucul sau sifonul se pot dilata în recipientele lor dacă sunt înghețate și pot provoca o mizerie de nedescris. Știu că este mult mai confortabil să vă aruncați hainele umede într-o pungă după ce ieșiți de la saună sau de la piscină. Asigurați-vă doar că nu le lăsați mult prea mult timp în mașină. Acele haine pot aduna cu ușurință mucegai sau bacterii care pot rămâne blocate în locuri minuscule din mașină, ca să nu mai spunem că nu le veți mai putea purta din nou. Atârnați-le la uscat imediat ce ajungeți acasă pentru a evita deteriorarea.
Hei, o respirație proaspătă este un lucru care mă preocupă și pe mine mereu, mai ales când sunt pe drum. Dar întotdeauna sar peste obișnuitul pachet de gumă de mestecat, deoarece aceasta poate deveni lipicioasă și se poate lipi de lucrurile din mașină, mai ales atunci când este lăsată în căldura toridă. Nu este bună nici iarna, deoarece poate îngheța, ceea ce o face fără gust și periculoasă pentru dinți. Cel mai bine ar fi să optați pentru bomboane de gumă, dacă chiar trebuie să păstrați ceva mentolat în mașină. Nici geanta de mână nu este unul dintre acele lucruri pe care ar trebui să le lăsăm nesupravegheate în mașină. De multe ori păstrăm obiecte de valoare în gențile noastre, cum ar fi cheile de la casă sau portofelele, așa că cel mai bine este să ne asigurăm că nu le lăsăm niciodată în mașină pentru a atrage potențialii hoți. Dacă chiar trebuie să le lăsați acolo, măcar puneți-le în portbagaj. Mașina nu ar trebui să fie un loc de depozitare pentru documentele importante. Distrugeți-le sau trimiteți-le cât mai curând posibil. Dacă mașina ar fi spartă, contractele sau formularele fiscale ar putea expune informații vulnerabile despre viața voastră. Cei mai mulți oameni lasă documentele cu fața în sus pe scaunul pasagerului, ceea ce le face și mai ușor de citit pentru curioși. Creioanele de ceară sunt utile în timpul călătoriilor mai lungi pentru a-i distra pe cei mici, dar este mai sigur să le scoateți din mașină sau să le puneți într-o cutie ermetică imediat ce ajungeți la destinație. Acestea se topesc ușor și pot păta scaunele. Planificați-vă întotdeauna călătoria din timp dacă intenționați să cumpărați plante de apartament. Dacă știți că nu veți pleca acasă imediat după aceea, asigurați-vă că achiziționați plante rezistente. Chiar și temperaturile blânde de 70 grade Celsius pot ofili plantele delicate în decurs de o oră. Mai mult, dacă frunzele ating ferestrele, sticla rece ar putea să le strice frunzișul. Chiar dacă este vorba de o plantă mai mare, nu o transportați în portbagaj și nu o lăsați să rămână lipită de fereastră. Iar dacă afară este foarte frig, asigurați-vă că încălziți vehiculul înainte de a pune plantele în el. Asigurați-vă întotdeauna că conduceți cu pantofii în picioare, indiferent cât de scurtă este distanța sau cât de cald este afară. S-ar putea să trebuiască să frânați rapid și să vă aflați în imposibilitatea de a aplica suficientă forță cu piciorul desculț. Mai mult, dacă există o urgență și trebuie să ieșiți din mașină, s-ar putea să vă răniți picioarele. Dacă vă place să călătoriți cu bicicleta sau cu scuterul atașate la mașină, trebuie să aveți grijă în mod deosebit de anvelopele pneumatice, cele care sunt umplute cu aer și care au nevoie de o pompă pentru a fi umflate. De asemenea, acestea se află pe lista lucrurilor pe care nu trebuie să le lăsați în mașină într-o zi însorită. Căldura extremă poate face ca aerul din interiorul anvelopelor să se dilate, uneori ducând chiar la o explozie. Aceste temperaturi ridicate pot de asemenea să slăbească cauciucul, făcându-vă mai expus la o pană de cauciuc.